Radu Mazăre a fost din nou adus în fața judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru un nou episod din dosarul Polaris, în care fostul edil al Constanței este acuzat de fapte grave de corupție. Procurorul DNA a cerut magistraților ca Radu Mazăre să fie arestat preventiv în acest dosar. În fața completului de 3 judecători, avocatul Focșa Dan Alexandru a încercat să-i convingă pe magistrați că această măsură nu este una necesară pentru Radu Mazăre, având în vedere că Mazăre ispășește deja o pedeapsă de 9 ani de închisoare la penitenciarul Rahova. Onorată instanță, cerem revocarea arestării preventive în cazul clientului meu. Considerăm că în această situație în care se află inculpatul, nu se mai impune o asemenea măsură. În acest dosar, în prima instanță, s-a dat o hotărâre de condamnare. În momentul de față, raportat și la pedeapsa executivă, nu este oportună măsura arestului preventiv. Solicităm așadar revocarea arestului preventiv, deoarece menținerea acestui arest e lipsit de eficiență juridică. Onorată instanță, domnule președinte, vă rog să ridicați măsura arestului preventiv, a declarat fostul edil în fața judecătorilor. Rugămintea lui Radu Mazăre nu a fost însă ascultată de judecători. Aceștia au decis menținerea mandatului de arestare preventivă pe numele fostului edil al Constanței. Radu Mazăre a fost trimis în judecată în dosarul Polaris în decembrie 2015 pentru fapte de corupție. În primă instanță, magistrații Curții Supreme l-au condamnat pe fostul primar al Constanței la 9 ani și 10 luni de închisoare. Prejudiciul în acest dosar a ajuns la aproape 200 de milioane de lei.